Bun venit la FCU Craiova. V-am găsit. Cum ați ajuns la un acord? Cum au putut discuțiile? Păi, am fost contactat de către domnul antrenor Vane Stoica. Mi s-a propus postul de antrenor portar. Am acceptat fără doar și poate. Fiind vorba despre FCU, logic că nu se punea problema să nu ajung aici. Mi-a făcut timp să ne întâlnim, să semnăm contractul. Din momentul ăsta sunt antrenor cu portarii la FCU Craiova. Ce părere aveți despre parcursul echipei în Liga Dojului? S-a văzut clar că au promovat fără probleme, nici nu se putea altfel. În rest, sper să și în Liga 3 să avem același parcurs. Despre viitorii elevei dumneavoastră, ce părere aveți? Ați văzut meciurile sau știu, aveți? Păi am urmărit meciurile, vă dați seama. Dar avem, e o echipă bună. Am înțeles să mai aduc câțiva jucători, s-au mai adus între timp. Iarăși jucători foști, jucători de Liga 1, ceea ce e un lucru benefic pentru ca FCU să promoveze în Liga 2. Un mesaj pentru suporteri? Să fie alături de echipă, așa cum au făcut-o și așa cum știu numai ei să facă. Mulțumesc mult! Plăcere.